În această vară vom avea una dintre cele mai bogate roade de grâu din ultimii ani. Ministerul Agriculturii anunță că până acum au fost recultate aproximativ 1,5 milioane de tone de trei ori mai mult față de anul trecut. Nicolae Fachira din Căușeni spune că a riscat când a semănat 650 de hectare de grâu Asta după ce în 2020 cultura a fost grav afectată de secete, așa că a fost bucuros când a obținut 2000 de tone de grâu de calitate bună. Am recoltat în jur de 5 tone de, de grâu la hectar. Asta e un eu recolt în nurea pentru zona noastră. Dacă vorbim de anul trecut, când a recoltat o tonă la hectar din seceta, ceea ce a fost anul ăsta noi ne bucurăm. Fermierul spune că este mulțumit de prețul de 3 lei și 50 de bani pentru un kilogram de grâu. iar speră că va putea să-și compenseze pierderile suportate anul trecut. Anul trecut a fost de la preț undeva la 4 lei, 4 ceva, dar necătând la ce, dacă noi am recoltat ton, o tonă, s-a primit la hectare undeva venitul de 4.000 de lei, introducând în, în câmp sinicostul undeva primință la 10.000 de lei, noi am, am scos 4.000 de lei, undeva vreo 6.000 de lei au fost pierdere la hectare de anul trecut. Anul acesta, dacă am strâns 5 tone cu 3 lei și 50, asta vreo 15-16 introducând undeva la 12 vreo 5.000 de lei, cred că venit curat va fi. Ministerul Agriculturii anunță că roada bogată a fost obținută datorită vremii favorabile. Acolo unde planta are toți factorii care sunt necesari pentru viață și fructificare, deci aduce roada care, care o poate după potențial. Respectiv, având în anul acesta, pe lângă lumină, căldură, am avut și umiditate. Desigur că această umiditate a influențat foarte mult astfel încât noi să ajungem la, la așa recolte. Din cele 1,5 milioane de tone de grâu recoltate până acum, 60% este alimentar, iar restul furajer. Autoritățile susțin că și alte culturi vor avea recolte bogate. Practic la toate culturile vom avea recolte bogate inclusiv Rapița, Mazărea, Orzul iarăși este destul de bogat. Ministerul mai anunță că recoltea de floarea soarelui din acest an ar urma să bată recordul din 2017 când am avut 810.000 de tone.